Continuăm să încercăm să răspundem la întrebările pe care le-ați adresat. Da, a trecut în marea majoritate dintre ele și au fost scrise și altele. Dacă încă doriți să scrieți, se poate afișa care este codul pentru Slido. Prima întrebare pe care o văd aici este: cum să cred cu adevărat că voi primi Duhul Sfânt în timp ce mă rog pentru asta, fiind în același timp conștient că poate nu se va întâmpla la acea rugăciune? Da, deci în momentul în care cineva stăruie ca să fie botezat cu Duhul Sfânt, el trebuie să aibă convingerea că Domnul Iisus își dorește să-l boteze cu Duhul Sfânt. Cum spuneam într-un alt context, la o lecțiune în care am vorbit despre terminologia legată de botezul cu Duhul Sfânt, am subliniat faptul că botezul cu Duhul Sfânt este numit în Biblie din punct de vedere terminologic și făgăduința Tatălui, adică promisiunea lui Dumnezeu Tatăl. Ori a pune la îndoială că Dumnezeu își dorește să te boteze cu Duhul Sfânt, indirect tu sau cine pune la îndoială lucrul ăsta, pune la îndoială capacitatea lui Dumnezeu de a-și duce la îndeplinire anumite promisiuni. În același timp, se pune la îndoială indirect puterea și credincioșia lui Dumnezeu, forța lui Dumnezeu de a îndeplini o promisiune pe care a făcut-o. În momentul în care cineva se întreabă dacă Dumnezeu își dorește să-l boteze cu Duhul Sfânt, da? De fapt, îl întreabă pe Dumnezeu, cu siguranță ești atotputernic, cu siguranță ești credincios, caracterial, cu siguranță ceea ce tu promiți duci totul la îndeplinire și prin asta pune sub semnul întrebării caracterul lui Dumnezeu. Noi trebuie să știm foarte clar că Dumnezeu își dorește pe orice credincios să-l boteze cu Duhul Sfânt. Nu oricărui credincios îi dă un anumit dar, dar botezul cu Duhul Sfânt este pentru orice credincios. Ori momentul în care acest botez cu Duhul Sfânt se derulează în viața unui creștin depinde de mai multe condiții. Spuneam și cu o altă ocazie, este foarte important ca înainte să pretinzi să te boteze Duhul Sfânt, să-ți cureți sufletul, orice impuritate spirituală trebuie să o scoți din viața ta, orice pată spirituală de pe haina ta trebuie să o ștergi, apelând la singura soluție care iartă păcatele, și anume sângele lui Iisus Hristos. Când încerci să fii botezat cu Duhul Sfânt, fără să-ți cureți viața, de fapt tu vrei să intri pe o scurtătură spirituală care te poate duce la nenorocire spirituală și nici într-un caz nu vei fi botezat cu Duhul Sfânt fără să fii curățat mai întâi. Știați foarte bine și vă reamintesc, Duhul Sfânt în viața unui credincios are mai multe lucrări care sunt într-o anumită ordine, câteva dintre ele. Bunăoară, nașterea din nou trebuie să fie înaintea botezului cu Duhul Sfânt. Convingerea de păcate, da? În momentul în care Duhul Sfânt te convinge de păcatele tale personale, evenimentul ăsta al convingerii de păcate trebuie să aibă loc înaintea botezului cu Duhul Sfânt. Nașterea din nou, da? Convingerea, sfințirea vieții, să intri în procesul sfințirii, chiar dacă n-ai apucat să treci foarte multe ore sau foarte multe zile de la momentul convertirii până la botezul cu Duhul Sfânt, dar trebuie să intri în acel proces, deja să fii intrat. Pocăința trebuie să fie o realitate, deci nu există botez cu Duhul Sfânt fără pocăință. Câte vreme oamenii continuă să trăiască în anumite păcate, să știți că Duhul Sfânt nu lucrează în viața acelui om, Duhul Sfânt lucrează în viața unui om în urma unei pocăințe reale. Și atunci, în momentul în care ai trecut prin nașterea din nou, ai fost convertit, da? Ai fost schimbat fundamental în viața ta, ai trecut prin procesul pocăinței și pocăința ta a fost reală, tu trebuie să ceri constant. Nu trebuie să fii sigur, da, că vei primi Duhul Sfânt la ora cutare, în ziua cutare, în momentul cutare, dar trebuie să fii sigur că Dumnezeu vrea să-ți dea și legat de momentul când îți dă Duhul Sfânt Dumnezeu, Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul, asta nu trebuie să fie neapărat o problemă ta personală, nu asta trebuie să te macine, tu trebuie să crezi că Dumnezeu vrea și că dacă El decide în seara aceea, ți-L dă. Foarte important să crezi că Dumnezeu vrea și că tu ești pregătit, să te consideri pregătit în sensul de curățarea vieții, să nu primești botezul cu Duhul Sfânt, să nu-L privești ca un merit al tău, da?
ci ca un merit al lui Iisus Hristos prin jertfa sa de pe Golgota, și să continui să te rogi. Până când să te rogi? Până când ești botezat cu Duhul Sfânt. Rețineți ce vă spun? Până când să te rogi? Până când ești botezat cu Duhul Sfânt. Particip la niște sesiuni cu niște biserici și cu mai mulți frați din mai multe părți în duminicile seara și în mai multe ocazii, mai mulți dintre ei m-au întrebat ce să fac dacă încă n-am primit. Să continui să te rogi. Ce să fac dacă încă nu mai am curajul să mă rog? Să continui să te rogi. Trebuie să ceri și să fii ca într-un fel de disperare sfântă, poate am mai spus asta și la tineri, să fii în imaginea acelui copil care, dacă tatăl i-a promis că îi cumpără o machetuță, el nu lasă pe tata. Seara îl întreabă, mi-ai luat-o? În dimineața următoare, când se trezește, gândul lui e la machetuță. Și îl întreabă pe tata, tată, mi-l iei azi, mi-o iei? Deci nu renunță la ideea asta, indiferent ce s-a întâmplat. De ce? El este convins că, de fapt, tatăl lui este credincios promisiunii pe care a făcut-o. E foarte important lucrul acesta. Așa că este foarte, foarte important să crezi, să crezi că Dumnezeu vrea, să crezi că Dumnezeu poate să ți-l dea la acea rugăciune. Faptul că ți-l dă la acea rugăciune sau la o alta nu mai este o chestiune care se depinde de tine, ci depinde de Dumnezeu. Cum trebuie să stăruiesc după darul, fiind deja botezat cu Duhul Sfânt, dar trebuie să continui să rămâi în procesul sfințirii, trebuie să ceri ca Dumnezeu să îți lumineze viața, să pună farul pe viața ta și să își deruleze planurile sale, oferindu-ți darurile care sunt compatibile cu tine. Da? În mod normal, din punct de vedere biblic, poți să ceri orice fel de dar, însă trebuie să fii deschis în fața lui Dumnezeu și deschiderea asta înseamnă să-i permiți lui Dumnezeu, oricum el are permisiunea, dar tu să ai deschiderea aceasta să-i spui Domnului, Doamne, dacă Tu vrei să-mi dai un alt dar decât cel pe care îl cer, ajută-mă să înțeleg asta și să cresc în utilizarea acestui dar. Deci e foarte importantă rugăciunea, e foarte importantă consecvența, sfințenia, apropierea de Domnul. În acest context este extrem de important să citești cuvântul lui Dumnezeu. Orice dar pe care îl ai, poți să-l utilizezi la înalta lui putere, la înalta lui forță de manifestare, știind foarte bine cuvântul lui Dumnezeu. Aproape că risc să vă spun că să nu cereți darul dacă n-ați citit Biblia măcar o dată. M-ați auzit bine? Sper că nu este printre noi nimeni care n-a citit Biblia măcar o dată. Să vă spun să n-aveți liniște până n-o citiți. Liniștea asta e sfântă, să știți. Adică eu nu cred că poate să fie un creștin autentic, da, autentic, și să pretindă că îl folosește Dumnezeu dacă el nu citește Biblia. Pentru că e ca și cum te-ai fi integrat într-o fabrică în care lucrezi. Ori fiecare aparat la care tu lucrezi, fiecare mașină, are un manual de instrucțiuni, are un manual de utilizare. Nu poți să utilizezi mașina aceea dacă tu nu știi pe ce buton să apeși. Da? Cei care lucrați în IT sau ați lucrat sau veți lucra, știți foarte bine că de cele mai multe ori este utilizat Google-ul. De ce? Nu se știe într-un anumit moment pe ce să dai click, ce să rezolvi. Nu, îți vin foarte multe informații dintr-o dată și nu știi care sunt pașii pe care trebuie să-i parcurgi. Manualul de instrucțiuni pentru utilizarea oricărui dar e cuvântul lui Dumnezeu. Nu sunt experiențele mele, nici ale altora, nici ale tale măcar, ci este cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ceva din ce faci tu cu un anumit dar iese din cuvântul acesta, să știi că ești pe drumul pierzării, adică trebuie să te întorci la Scriptură. Dacă mergi mai departe cu ideea aceea, să știi că ești pe drumul cel rău. Ai mare grijă, ai mare grijă și trebuie să te oprești dintr-o utilizare a unui dar care nu-i scriptural. Tot ce nu găsești în Biblie este împotriva lui Dumnezeu. Tot ce este infuzat în timp, în așa zise daruri și prin așa zise daruri, este împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a lăsat o carte în care noi să actualizăm mesaje, da? Pentru că intrăm într-o lume post, de o miliardă de ori post modernă și pentru că așa e lumea în care trăim noi, noi trebuie să actualizăm Scriptura. Nu, cuvântul rămâne la fel, principiile rămân la fel, nu se schimbă. Indiferent cine ajunge să transmită un cuvânt și de la ce amvon, de la ce biserică. Este cuvântul lui Dumnezeu infailibil. După cartea asta va fi judecată lumea și îngerii și sfinții și apostolii și toți. Cartea asta nu este o carte care să o punem anexă la darurile noastre, nu. Cartea aceasta trebuie să fie temelia darurilor noastre. Adică pe cartea aceasta și pe principiile ei trebuie să fie clădite toate manifestările darurilor
chiar a celor supranaturale. Niciodată un dar al lui Dumnezeu nu poate intra în contradicție cu acest cuvânt al lui Dumnezeu. Înțelegeți? E foarte important lucrul acest. Așa că dacă nu aveți argument biblic și mai mult decât argument biblic, tot ce se realizează printr-un dar trebuie să fie pe baza a două sau trei versete din Biblie. A două sau trei versete din Biblie. Deci nu poți scoate din context un verset și să spui, uite, în Galateni 3:28 se spune că în Hristos toți suntem una, și bărbați și femeie, și înseamnă că fiecare dintre noi putem face orice slujbă vrem noi. Asta nu scrie în Biblie, îmi pare foarte rău. Acolo zice că noi suntem una în mântuire, adică în Hristos, adică în salvare. Nu mai există rob, nu mai există sclav. Dar când e vorba de chemări, de daruri, fiecare e cu darul lui și cu chemarea lui, mă înțelegeți? Trebuie să înțelegem foarte bine lucrul acesta. Deci, în timp ce cer darul, să accepți că Dumnezeu prin cuvântul lui îți va vorbi exact pe problema ta și Dumnezeu prin cuvântul lui te va ajuta să utilizezi un dar sau altul. Bineînțeles că nu se poate să ai un dar care nu scrie în Biblie. Da? Deci să nu vă așteptați să aibă cineva darul de a povesti de rău despre alții sau darul de a fi mai inteligent decât toți și când cineva transmite un cuvânt de la Dumnezeu, el să nu fie de acord niciodată. Numitul Gică Contra, da? Nu că ar fi cineva prezent aici, da? Dar spun, să știți foarte clar, foarte clar, toate darurile care le aștepți, pe care ți le poate da Dumnezeu, sunt biblice. Sunt găsite în Scriptură. Trebuie să ai argumente biblice pentru toate darurile pe care tu pretinzi că le ceri și mai ales dacă pretinzi că le-ai și primit, trebuie să ai argument pentru ele. Ce trebuie să faci ca să auzi vocea Duhului Sfânt? Să faci tăcere. Tăcere. Câtă vreme vorbești ca om, Duhul Sfânt tace. Mă înțelegeți? Adică nu-i tăcere în exterior, tăcere în interior. Trebuie neapărat să-ți faci liniște, liniște mare, mare, mare liniște. Și în timp ce aștepți să-ți vorbească Dumnezeu, inima ta nu doar să fie audibilă, să asculte, să fie activă, să fie gata să accepte ce zice Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu e specialist să, vorba asta românească, să ne dea peste nas, în sensul în care să ne arate că uneori ne transmite cuvinte pe care noi nici nu vrem să le auzim. Ei, câtă vreme nu-i tăcere, câtă vreme nu-i tăcere în suflet, în inimă, în exterior, nu poți auzi vocea Domnului. Să știți că pe fond în care se vorbește, pe un așa sunet de fond, pe o mișcare a unor lucruri care se derulează în jurul tău, nu poate să-ți vorbească Dumnezeu. De foarte multe ori s-ar prea putea că Dumnezeu a vrut să-ți vorbească, dar nu a vrut la cine. Vă amintiți cum era în templu de la Silo când a vorbit Dumnezeu? Vă amintiți cum era? Era liniște. O liniște asemănătoare cu cea de aici, acum, în momentul ăsta. Adică, în ce sens? Era noapte, dormeau toți, candela lui Dumnezeu malpurpea, singurul sunet care se auzea acolo era sunetul ca la o lumânare. Ce sunet e ăla? Mă înțelegeți? Și în timp ce se auzea sunetul ăla, da? Adică nesemnificativ, minuscul, cineva vorbea în mijlocul nopții. Dumnezeu îl cheamă pe Samuel și îi zice, Samuele, Samuele. Ei, pentru că Samuel era obișnuit să-i vorbească Eli, s-a dus la cine? S-a dus la Eli și a zis, iată-mă că m-ai chemat. Încă Samuel, zice Biblia, nu cunoștea pe Domnul, adică nu putea să identifice când vorbește Dumnezeu și când vorbește Eli. Dacă te afli într-un astfel de context, trebuie să faci liniște. Și trebuie, în momentul în care auzi vocea lui Dumnezeu, să lași pe Dumnezeu să continue să vorbească, dar tu să-i spui, Doamne, te rog frumos, continuă să-mi vorbești, pentru că eu sunt disponibil, eu sunt disponibilă, eu sunt gata să ascult. Când ascultarea ta este reală, când ești gata să asculți, atunci poți auzi vocea lui Dumnezeu. Mai apoi, ce poate să aducă așa nesiguranță în mintea unui om, a unui creștin, este păcatul. Când se derulează un păcat în viața unui om, se creează scurt circuite. El nu mai înțelege clar vocea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că fiind într-un proces a unui păcat care se derulează, tendința firească umană a acelui om este să-și ascundă păcatul. Este să utilizeze orice metodă posibilă ca să camufleze realitatea din sufletul lui. Cum este el cu adevărat și cum se vede el în fața lui Dumnezeu. Căutând cu disperare să-și camufleze păcatul, se creează o mișcare
care nu-i potrivită cu voia lui Dumnezeu și o ceață, o ceață. Întotdeauna păcatul va duce la dezechilibru spiritual. Vei avea iluzia că auzi vocea lui Dumnezeu, dar de fapt tu vei auzi o voce interioară care vrea să-ți camufleze păcatul, să nu-ți arate, să nu-ți arate realitatea din viața ta, ca nu cumva, văzându-te cum ești cu adevărat, să vii în fața lui Hristos să fii iertat. Rețineți, nu poate să se audă și nu poți auzi vocea lui Dumnezeu câtă vreme persistă un păcat în viața ta. Chiar dacă ești botezat cu Duhul Sfânt, dacă ai o carență, du-te la mărturisire. Spune care e problema ta în realitate. Spune care e acel lucru pe care tu nu poți să-l traversezi. Acel eveniment care ți-a blocat viața. Dai din coate, încerci, ca și cum ai fi într-o corabie și vâzlești, dar dai numai cu una dintre vâzle și te învârți în jurul apei. Te învârți așa de 1000 de ori. De ce? Tu nu înaintezi pentru că tu nu ai direcția bună, tu nu ai echilibru necesar. Tu nu ai direcția corectă și nu mergi înspre direcția corectă. Ei, fă pași recunoscându-ți vina, recunoscând care e problema din viața ta și o să vezi cum încet, încet Duhul lui Dumnezeu îți conștientizează viața și sângele lui Iisus Hristos îți amprentează sufletul iertându-ți trecutul tău. Poate fi o carență mică, poate fi o nesupunere, poate fi faptul că nu suporți pe cineva, nu știu ce poate fi în viața ta, dar lucrul ăla care l-ai mic, 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 pe contextul respectiv, nu utiliza și nu pretinde că-ți vorbește Domnul. Tu nu poți să zici că-ți vorbește Domnul și tu să fii supărat pe cineva, să te enervezi, să te cerți, să nu rezolvi problemele care le ai. Da? Nu înseamnă că nu vei avea niciodată nicio problemă, dar toate problemele va trebui să le rezolvi înainte să accepți să vorbească Duhul Sfânt. Încă o întrebare și apoi las pe Dani. Am fost botezată cu Duhul Sfânt și Dumnezeu mi-a vorbit că îmi dă darul prorociei. Ce trebuie să fac ca planul lui Dumnezeu să se împlinească? Fii pocăită, soră. Înțeleg că e la feminin scris. Fii în continuare aproape de Dumnezeu. Nu zice la foarte multă lume lucrul ăsta. Ai mare atenție. Dacă începi să zici, să vezi ce mă vorbi bine Domnul, eu o să fiu cea mai mare prorociță din Cluj. Deja ești pe drumul greșit. Deja ai luat-o pe o direcție periculoasă. Pentru că dacă Domnul începe să vorbească prin tine, te crezi, nu știu, mai mult decât om. Mă înțelegeți? Ei, dacă ai darul lui Dumnezeu ca promisiune, continuă să te rogi. Stai înaintea lui Dumnezeu, repet, citește Biblia foarte mult. Citește Biblia foarte mult. Oricând găsești un timp liber, citește Biblia. Orice proroc trebuie să știe foarte bine Biblia. Orice om care pretinde că are un dar de la Dumnezeu, chiar supranatural, trebuie să cunoască foarte bine Biblia. Așa de mult îi apreciez pe frații care văd că atunci când utilizează un dar, spre exemplu, un dar de vedenie, se uită întotdeauna în Scriptură să găsească un argument pentru ce au văzut ei. Au din partea lui Dumnezeu o înțelegere privată, un semn particular. Ei cu Domnul și când li se arată semnul ăla, derulează lucrarea. Și tot ce spun ei este cu foarte multă atenție, cu foarte multă gândire spirituală, nu ca să măsluiască lucrurile, ci ca să poată să transmită ce le-a spus Dumnezeu exact în condițiile acelea, să nu adauge nimic, să nu scoată nimic, să fie în echilibru pe care trebuie să îl aibă când transmit cuvântul lui Dumnezeu. Și când văd că ei se gândesc și de foarte multe ori, pe lângă acea prorocie, caută un cuvânt al lui Dumnezeu, câteva argumente din Scriptură pentru ce urmează să transmită. Apreciez foarte mult lucrul acesta. Să știți că e foarte important cine este în derularea unui dar profetic să fie aproape de cuvântul lui Dumnezeu. Cum spuneam și cu o altă ocazie, nu spune lucrările pe care le ai dintr-o dată. Pentru că fiind la început, neavând experiență, s-ar prea putea să greșești. Ai foarte mare atenție. Întotdeauna recomand persoanelor care au un dar legat de domeniul acesta supranatural, a vedenilor sau a prorociilor, să stea în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu, să-și caute un om al lui Dumnezeu, un pastor sau un prezbiter, un om al lui Dumnezeu cărora sau căruia să-i spună ce le arată Domnul, să fie verificate pas cu pas toate lucrurile. De asemenea, recomand în momentul în care ți se dă în cunoștință de la Duhul Sfânt, ca înștiințare, ceva, e foarte important ca acel ceva să fie verificat de tine înainte de a transmite înspre persoana aceea. Recomand ca câteva luni, nu știu cât fiecare decide, dar o perioadă suficient de lungă ca să fie echilibru, să fie în verificare acel dar, acea persoană. De exemplu, dacă Domnul îți dă un dar de vedenie, este foarte important să stai înaintea Domnului și să-L rogi, nu poți să-I poruncești, să-L rogi să îți dea o vedenie legată de o persoană pe care poți să verifici vedenia respectivă.
spre exemplu, e o situație de boală, da? Și Domnul să-ți spună dacă se vindecă sau dacă pleacă la cele eterne, da? Și în momentul în care se întâmplă asta, într-un timp relativ scurt, da? Tu poți să verifici darul, tu poți să știi, uite, da, cu tare Domnul mi-a vorbit că se vindecă, s-a vindecat. Domnul mi-a vorbit că moare, a murit. Da? Înțelegeți? Adică verifică-te, încearcă-te, spune omul lui Dumnezeu foarte clar. Uite-te, mai ești pe drumul lui Dumnezeu. Niciodată nu merge din cauza inerției. Cum să nu transmit cuvântul lui Dumnezeu că oamenii din jurul meu așteaptă asta? Dar dacă nu vorbește Dumnezeu prin tine, stai liniștit că are prin cine. Dacă nu-ți deschizi tu gura, nu înseamnă că Dumnezeu nu va vorbi un cuvânt. Poate vorbi prin cine vrea El. Știți că la un moment dat a vorbit printr-o măgăriță. Dumnezeu nu mai are obiceiul ăsta, adică nu vrea să facă asta actualmente, care oameni în dotare. Și cu ei vrea să lucreze, să lucreze planurile, dar planul lui Dumnezeu oricum se va descoperi. Când ești în perioada aia de verificare, să nu crezi că Dumnezeu te pedepsește dacă nu transmiți cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este foarte înțelept, este foarte atent cu fiecare dintre noi și El știe cât poți, El știe ce înțelegi, El știe în ce dimensiuni lucrarea pe care tu o ai, ai ajuns să o percepi la nivelul tău. Și la nivelul tău Dumnezeu nu te judecă, Dumnezeu este foarte, foarte atent cu tine. Ai mare grijă la asta. Nu te grăbi niciodată. Nu te arunca în valuri niciodată, să te ferească Dumnezeu să aibă vreun gând, spre exemplu, cum ar fi următorul, dacă ajung să am darul ăsta, așa de mult mă vor aprecia oamenii. Stai liniștit că s-ar prea putea să nu prea te aprecieze. Biblia zice, niciun proroc nu-i prea iubit, nici măcar nu-i iubit foarte mult sau poate chiar deloc în patria lui. Biblia zice chiar că orice proroc e cel mai puțin iubit în patria lui. Așa că dacă faci pentru motive puierile copilărești, care n-au de-a face nimic cu Dumnezeu, nu derula lucrarea asta. Rămâi în voia lui Dumnezeu, în sfințire, în cuvântul lui Dumnezeu și verifică-te pe tine. Indiferent la ce nivel spiritual ai ajuns, indiferent cât de multe lucrări s-au derulat prin tine și s-au împlinit ad literam, verifică-te pe tine. Spune Domnului, Doamne, trimite un om care să spună dacă asta e adevărul. Doamne, arată-mi despre o persoană anume pe care pot să o văd. Poate chiar cineva din familia ta la care să nu-i spui nimic încă, dar să înțelegi clar că e voia lui Dumnezeu. Dumnezeu te va ajuta dacă stai în sfințire lângă cuvântul lui Dumnezeu, lângă biserică. Apropo, legat de asta, niciun dar nu poate fi utilizat numai la case de rugăciune, să știți foarte clar asta, da? De niciun dar, rețineți.